Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântul Părinte Papa Francis, Preafericit Părintele nostru, Cardinal Lucian, Preasfințit, Preafericit Părintele nostru, Arhiepiscop Ioan, pentru toți episcopii noștri și pentru cinstita preoțime, pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru țara noastră, pentru orașul acesta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru bună liniște aerului și pentru mulțirea roadelor pământului și pentru timpuri de pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se trudesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, îndură-te spre E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânt,
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cu pintele lor.
una pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia într-o frica lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap al bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Și precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, s-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Mulțumim să mănânc, lăsați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așteptându-i picioarelor lui, că Sfânt este. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! La citire din Sfânta Evanghelie de la Luca. Să luăm aminte. Iisus însuși era ca de 30 de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiul al lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Mel, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Iosef, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Reza, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Mel, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iesei, fiul lui Obed, fiul lui Boz, fiul lui Sala, fiul lui Nason, fiul lui Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusalem, fiul lui Enoch, fiul lui Iaret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iar Iisus, plin, era de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Spiritul în pustie. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Mânar preasfințile voastre, preasfințile voastre, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune din nou în fața acestui contrast dintre felul în care Dumnezeu citește viața și existența noastră și felul în care o citește lumea. Din punct de vedere exterior, nu suntem decât un grup de păstori, de conducători ai bisericilor care
împlinesc o datorie administrativă aparent, tot așa cum și această genealogie extrem de plictisitoare pare să arate mai degrabă ceva administrativ despre persoana Mântuitorului. Și cu toate acestea, dacă nu pătrundem prospețimea cuvântului lui Dumnezeu, riscăm să rămânem determinați de felul în care spiritul acestei lumi judecă realitățile sufletești. Nu numai că rămânem departe de gândul interior al Domnului, dar vom face în așa fel încât chipul Dumnezeului celui adevărat să fie în continuare cuprins de aceste învelișuri exterioare care nu ne permit prietenia cu El. Îl vom accepta poate pe Iisus ca vindecător, ca unul care face minuni, care ne satisface sau ne dezamăgește așteptările. Ne vom forja poate un Dumnezeu care să reflecte mai degrabă neajunsurile noastre decât ceea ce este bun și care poate să crească în viața noastră. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne invită să ne deschidem sufletele în fața acestui Fiu pe care îl numește Fiul Său preiubit, întru care El întotdeauna binevoiește. Evanghelia de astăzi ne evocă, rostind această genealogie care îl duce pe Hristos până la Adam, ne evocă acești ani ascunși, primii 30 de ani de care Sfânta Scriptură ne spune extrem de puțin, reamintindu-ne încă o dată de ce Dumnezeu coboară între noi, de ce se deșertează pe sine, de ce merge înaintea noastră în acest fel de a fi uman, de a fi alături de noi. Acești ani, această genealogie, sunt emblema umanității și întrupării sale. Sfântul Pavel ne spune că Fiul lui Dumnezeu s-a deșertat pe sine pentru a deveni una cu noi. Este voința Tatălui, dar este totodată și alegerea pe care Hristos o face de a ne preceda întotdeauna pe căile umanității noastre. Ce înseamnă asta? Că și Fiul lui Dumnezeu s-a născut și Fiul lui Dumnezeu a învățat să gângurească, apoi a învățat să vorbească, a acceptat să fie îngrijit, a învățat să surâdă, a învățat să plângă, a trăit viața noastră. A trăi viața noastră, a primi această pecete a botezului primit de la Hristos, înseamnă, iubiți credincioși, să fim prezenți acestui fel de existență pe care și Dumnezeu a asumat-o pentru sine. Totul e primit de Hristos. Spuneau scritorii creștini ai primului mileniu că ceea ce Hristos nu a luat asupra sa nu poate fi mântuit. Deci a luat totul asupra Lui, tot ceea ce ține, ceea ce descrie ființa noastră umană. Iată-L așadar așezat în rând cu noi, în rândul acestui pomelnic de nume care nu exprimă decât dorința Lui de a ne fi alături. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe Fiul Său drept răscumpărare pentru cei mulți. Și care e locul răscumpărării fiecăruia dintre noi, dacă nu în istoriile noastre, în legătura față de păcat, în întunericul inimilor și în orbirile vieții? Suntem păstori ai bisericilor locale care împreună săvârșesc această minunată datorie și totodată un minunat har al Bisericii Catolice. Mântuim noi oare pe cineva? De ce suntem trimiși? Pentru a fi doar o instanță exterioară care se pliază unei autorități în spiritul lumii? Sau suntem trimiși
să vestim că dragostea lui Dumnezeu, coborât în umanitatea noastră, întotdeauna ne precede și că, răspunzând dragostei sale, putem primi mântuirea, trăind iubirea și bucuria prieteniei cu Dumnezeu. Pasajul Evangheliei de astăzi este precedat de scena botezului, unde se aude glasul Tatălui peste Iisus, care iese din apa Iordanului și spune: acesta este Fiul meu cel prea iubit, întru care am binevoit. Cine va fi în stare în momentul suferinței supreme și la moartea Domnului pe cruce să spună că acesta este Fiul lui Dumnezeu? Nu se va auzi glasul Tatălui, dar se va auzi glasul unei persoane care nu este nici pe departe cel care a fost la cursurile de cateheză, n-a avut examene, n-a făcut parte din aceste realități ale pregătirii sufletești și cu toate acestea, în atitudinea condamnatului de pe cruce, acel sutaș recunoaște degetul lui Dumnezeu peste acest suflet, spunând, nu, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era. Așadar, aceste zile în care ne reînvigorăm apartenența și bucuria de a fi împreună în Biserica Catolică, de a fi ai lui Hristos, să putem totodată, cugetând la așteptările, la speranțele, la întristările noastre, viața e făcută din bucurie și din întristare, să putem așadar să alegem ceea ce Dumnezeu a ales odată pentru totdeauna. Și să putem primi că Dumnezeu ni se oferă în această zonă a limitelor noastre, a păcatelor noastre, pe care trebuie să le facem loc de comuniune. Sfântul Părinte, Papa Francisc, spune că procedând astfel vom renunța la orice luptă în spirit de mondenitate, vom renunța la supremații, la poftă de putere, la toată minciuna pe care spiritul acestei lumi caută să ne o servească drept adevăr. Și vom putea face aceasta dacă vom avea aceeași umilință a Domnului și drumul său de jertfă. Nu? Maica Tereza de Calcuta, care era obișnuită să alerge după cei mai săraci dintre cei săraci, spunea: fără asemănarea cu Hristos și fără stăruința de a semăna cu El, suntem prea săraci să-i ajutăm pe cei săraci. Zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și îndură spre noi. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și îndură spre noi. Ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francis, prefericit Părintele nostru Cardinal Lucian Preasfințit, prefericit Părintele nostru Arhiepiscop Ioan, pentru toți episcopii noștri, pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru autoritățile și oștirea țării noastre, încă ne rugăm pentru frații noștri,
pentru mila, viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate a servilor lui Dumnezeu, fraților, Sfinte Bisericii acesteia. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfinte Bisericii acesteia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri drept credincioși, care într-o cucerie odihnesc aici și pretutindenea. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și prea cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce de față și așteaptă de la tine mare și multă milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Apără, mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău. Doamne, îndură-te spre noi. Înțelepciune. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziție, mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.
cele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă neînfruntat cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Pace tuturor, în drumul ți-ai stăpâne. Să ne iubim unul pe altul ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și Sfântul Sfânt, reiem într-un înțelepciune, să luăm aminte. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotținător, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Sfântul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și-a înviat a treia zi după Scripturi și s-a sfințat la cer și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Sfântul Sfântul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez în iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pacea o aduce. Milo! Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și Împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi.
împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi, cu toți. Și cu Spiritul tău. Tu să avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Cu vrednicie și cu dreptate este să ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt, Trăimea cea de oprință și Dați, ați mulțumit, ți-a ne-nchinat tot locul stăpânirii tale, că Tu ești Dumnezeul cel negrăit, necuprins, cu mintea nevăzut, neajuns, pururea fiind același Sfânt, unul născut, Fiul Tău și Spiritul Tău Sfânt. Tu, dintr-o neființă la ființă, ne-ai adus și pe cei căzuți, iarăși ai ridicat și n-ai încetat să le faci pe toate, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru acestea toate îți mulțumim Ție și unea născut Fiului Tău și Spiritului Tău Sfânt, pentru toate binefacerile arătate și nearătate care s-au făcut pentru noi, pe care le știm și pe care nu le știm. Îți mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii, serafimii, cei cu câte șase aripi și cu ochi mulți, care se înalță spurând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Și prea Sfânt, unul născut Fiul Tău și Spiritul Tău Sfânt. Sfânt și prea Sfânt și vrednică de laudă mărirea Ta, care lumea Ta așa iubit-o încât pe Fiul Tău unul născut L-ai dat, ca tot ceea ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta venind și toată rânduiala pentru noi, plinind-o în noaptea în care a fost vândut, ori mai curând pe sine însuși, s-a dat pentru viața lumii, luând pâine în sfintele, preacuratele și neprihănitele sale mâini, mulțumind și binecuvântând, sfințind, frângând, data Sfinților să-i învăță cei și apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Asemenea și potirul după cină zicând: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducând de așadar aminte această poruncă mântuitoare de toate cele ce s-au făcut, la cer, reșederea de-a dreapta de-a doua și preamărită iarăși. Ale tale, dintr-o ale tale, îți aducem de toate și pentru
Așadar, mâine aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, ce este împotriva la acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Spiritul tău Sfânt, ca să fie celor ce se vor comunica, spetezirea sufletului, spertarea păcatului, spre împărtășirea Sfântului, prevenirea împărăției cerului, spre îndrăzirea către prevenirea nostru și de gata Sfântului. Dar în această Sfântului, pentru cerea bătrață, frămoșii părinți, patriarhii, prorocii, apostoli, copilitori, evangheliști, macinici, mărturi, istorii, puznici, pentru tot sufletul drept ce s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria. Este sufletea meu prea cinstită crucea Domnului. Rai de taină ești născătoare. Pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe prea fericit Părintele Arhiepiscop Cardinal Lucian, pe înalt preasfințiile și preasfințiile lor, episcopii noștri, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile drept, învățând cuvântul adevărului tău. Ne dă nouă o gură și cu inimă a prea mări și a cânta prea cinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus, s-au sfințit, ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în Sfântul, mai presus de cerul și spiritualul său altar, într-un miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiască milă și darul Sfântului Spirit să ne rugăm. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit, cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Ne înverdicește, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ca de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui a născut Fiului Tău, cu care împreună binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sintele Sfinților, se frânge și împarte Mielul Dumnezeu, Fiul Tatăl, Cel ce se frânge și nu se împarte, Cel ce se mănâncă întotdeauna și niciodată nu se sfârșește, și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Cred, Doamne, și mărturisesc. Că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred că ceea ce am este cu adevărat însuși și-a curat Fiul Tău și însuși și-a cinstit sângele Tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și neacră greșelile cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă vrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tare cele de taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtași, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare nu voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mi ție. Omenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, și spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. O iertare, Părinte, am greșit în
Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Ajută-m, lumina cea nevăzută, luată-mi Sfântul Ceresc, aflată-mi credința cea nevărată, este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea ta, că ne-ai învrednicit a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne întru sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia, aleluia. Drept împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu darul tău. Toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de păcat, cerând pe noi încine și unul pe altul, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace să ieșim. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te, Senule. Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoava casei Tale, Tu pe aceea îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta. Și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace dăruiește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților și tot poporului Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, coborând de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție, mărire și mulțumită și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Peste voi, cu al Său har și ca Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, îndură-Te despre noi! Doamne, îndură-Te despre noi! Doamne, îndură-Te despre noi! Preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicei Sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pe
pentru rugăciunile celintru sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască din bun și de oameni iubitor. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură despre noi. Doamne Dumnezeu nostru, Dumnezeul cerului și al pământului, care pe măritul proroc Ilie l-ai trimis cu putere să vestească adevărul și dezrobirea de idoli, care pe cei trei tineri și pe prorocul Daniel i-ai întărit cu harul mărturiei în vremea prigoanei de credință, care pe Petru l-ai pus stâncă bisericii, iar pe Pavel, apostol neamurilor, bineplăcându-ți prin smerenia dăruirea și dragostea lor pentru tine și ai dăruit bisericii tale spre mărirea ta și vestirea mântuirii la toată făptura. Așa vino și la noi acum și ascultă glasurile de rugăciune ale poporului tău, privește cu milă spre noi, dăruiește-ne nouă și celor ce caută sfântă voia ta, arătarea lucrării tale minunate, îndrobii tăi arhierei, Vasile, Valeriu, Traian, Ioan, Tit, Liviu, Ioan, Alexandru și Iuliu, care s-au nevoit pentru împărăția ta, scrin cu sânge, dragostea lor pentru tine și pentru biserica ta, una sfântă, catolică și apostolică, și învrednicește-ne ai vedea rânduiți în ceata aleșilor și mucenicilor tăi, că Tu ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această celebrare împreună cu arhierei și cu episcopii și cu credincioșii și întotdeauna la urmă sunt lăsați și cei care ne oferă privilegiul unei rugăciuni frumoase, liniștite, pacifice. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați însoțit rugăciunea noastră cu cântarea și nouă ne place să spunem că totdeauna alții sunt de vină. Mai încurcăm și noi pe cei care cântă frumos și de aceea trebuie să le exprimăm recunoștința și bucuria. Dumnezeu să vă dăruiască tuturor celor prezenți voie bună și curajul credinței de a merge pe căile Domnului. Lăudat să fie Iisus! Un pic! Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e! Ca și episcop în aceste dieceze, împreună cu preasfințitul Aurel, exprim acum cu toată bucuria noastră pentru această trăire cu adevărat creștină catolică, creștină care îl întâlnește pe Iisus. Mulțumesc frumos preasfinția voastră, preasfințiile voastre pentru acest moment de rugăciune, de înălțare. Iată că această conferință nu numai ne pune să lucrăm, ci să și ne rugăm. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această rugăciune. De asemenea, mulțumim prefericirii sale cardinalului Lucian pentru binecuvântarea transmisă verbală, dar și prin scris, pentru că, iată, în unire cu el și cu întreaga biserică și cu Sfântul Părinte, noi îl preamărim pe Dumnezeu. Tuturor vă mulțumim și vă dorim să aveți o zi binecuvântată. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Lăudat să fie Iisus Hristos.